În spatele meu este noul Volkswagen Tiguan, versiunea Life. Este a doua versiune după cea mai ieftină, să spun așa. Noul Tiguan vine în 5 versiuni. Este vorba de Base, Life, Advance, Business, Airline. Versiunea pe care o avem aici este a doua versiune, undeva la 1000 și puțin de euro față de cea mai ieftină versiune. Pentru că am avut foarte multe comentarii, mai ales pe celălalt canal, în legătură cu prețul acestui nou Tiguan. Cealaltă prezentare și test drive l-am făcut pe cea mai scumpă versiune. Am vrut să vă arăt că este posibil să cumpărați noul Volkswagen Tiguan la un preț de sub 45.000 de euro, ba chiar în versiunea de bază sub 40.000 de euro, și vreau să vă arăt că chiar primești ceva tehnologie destul de ok, plus că ai și foarte multe funcții și opțiuni de siguranță, așa că prima dată, dacă vreți să vedeți mașina, dacă vreți să o testați, să o cumpărați, puteți merge la cei de la Darius Motors în Ploiești, vă las linkul în descriere și pe ecran, sunt foarte drăguți, așa că puteți să apelați la ei cu toată încrederea. Înainte de asta, haideți să mergem să vă spun câteva detalii tehnice, după aia vorbim un pic despre mașină. Versiunea pe care o am cu mine este versiunea 2 litri TDI diesel, 150 de cai putere, în combinație cu cutia automată DSG 7 viteze. Pe noul Tiguan nu vei putea să-l iei cu o cutie manuală, va trebui să mergi cu cutia automată în 7 viteze DSG. În fine, diesel 2 litri, 150 de cai putere, versiunea Life. Prețul cu TVA de plecare, fără nicio opțiune, este 49.474 de euro. Cu opțiunile pe care vi le voi prezenta imediat, ajunge la 43.872 de euro. Cu TVA, deci inclusiv exact mașina pe care o avem aici. Acesta este prețul ei, sub 45.000 de euro. Acum, ce opțiuni are mașina? Extra este culoarea verde, Cipresino Green Metallic se numește culoarea. Bineînțeles, puteți, dacă nu mă înșel, lua și culoarea de bază pe care nu va trebui să plătiți extra, dar oricum arată foarte bine culoarea asta. După care are pachetul de iarnă, asta înseamnă scaune încălzite, volan încălzit, duze încălzite, acele springere care aruncă apa pe parbriz, îl puteți spăla. După care vine câligul de remorcare, care este opțional, undeva la 1100 de euro, dacă mi-aduc aminte bine, și jantele de aliaj Bologna de 18 inci, pe care vi le voi arăta pentru că mi se par super interesante. Sunt cam aceleași jante pe care le folosesc mașinile electrice, vedeți acolo la ID Buzz. Sunt tot așa acoperite și încearcă să îmbunătățească aerodinamica mașinii. Și vorbind de aerodinamică, să știți că acest nou Volkswagen Tiguan are îmbunătățit aerodinamica extraordinar de mult, de la 0.33 la 0.28. Bineînțeles, în configurația asta cu aceste jante de 18, nu în configurația Airline, dar chiar și așa, incredibil cât au îmbunătățit aerodinamica. Haideți să vă dau și câteva detalii tehnice înainte să vorbim despre mașină. Deci, cum v-am spus, vine cu motor 2 litri TDI diesel, 4 cilindri în linie, combinat cu o transmisie automată în 7 rapoarte DSG. Este tracțiune față versiunea pe care o am cu mine, iar puterea 150 de cai putere, 360 de Nm, 207 km pe oră este viteza maximă a mașinii, 0-100 în 9,4 secunde, 145 de grame CO2 emisii, 5,5 litri este consumul în această versiune, iar când vine vorba de spațiu, 652 de litri în portbagaj, iar dacă lăsăm scaunele jos, ajunge la 1650 de litri. Capacitatea rezervorului 55 de litri, rezervor AdBlue 12 litri. Cam atât cu detaliile tehnice, am mai făcut un clip separat afară cu versiunea Airline, dacă vreți să vedeți mai multe detalii tehnice, acolo intru mai mult în detaliu, aici am vrut să vă prezint doar varianta asta mai ieftină. Aceasta este cheia, aceeași cheie ca și pe varianta mai scumpă, ce puteți să faceți cu cheia, să încuiați și să descuiați mașina, nu vine cu portbagaj electric, este manual, dar vine cu oglinzi rabatabile electric, ceea ce este foarte, foarte util. Bun, haideți să vorbim un pic despre exterior acum și diferențele dintre versiunile mai scumpe și aceste versiuni de bază. Față de versiunea de bază, ce este modificat la acest front al mașinii este acest crom, această linie de crom. Pe versiunea base nu o vei avea, dar pe versiunea live o ai. Așa că în mare este cam aceeași mașină, aceleași lumini. Puteți vedea aici foarte clar că peste tot la exterior
mașina vine cu LED-uri, deci nu găsești nicăieri o lumină incandescentă sau ceva de genul. Și chiar și așa, în versiunea asta de bază a luminilor, să știți că sunt lumini LED de foarte, foarte bună calitate. Semnalizarea este LED, lumina de zi, faza scurtă, faza lungă și arată foarte bine. Nu numai că arată foarte bine, dar luminează super, super ok. Vă voi arăta asta și când vom intra în interior, dar puteți vedea și reflecția în spate acolo a luminii. Este un alb foarte, foarte clar. Semnalizare pe oglindă LED. Aceasta este oglinda destul de mare, plus că aici mai ai și unghiul mort, lumina blind spot-ul. Am văzut că și mânerele sunt iluminate, ia uitați-vă, și nu numai în față, dar sunt și în spate, chiar și așa, pe versiunea asta de bază, foarte tare. Iar în spate, LED-uri, plus semnalizarea LED, dar este foarte simplă, nu ai following light-ul ăla cum îl ai pe versiunile opționale, dar uitați-vă, plus că n-ai bara aia de lumină care vine pe tot spatele. Aici avem doar pe lateral. Dar chiar și așa, din punctul meu de vedere, arată super bine pentru o versiune de bază. Lumini LED la numărul de înmatriculare, plus că puteți vedea și de aici camera de reverse, de marșarier, Tiguan, scris, 6 senzori pe spate pentru parcare și pentru diferite funcții de securitate și de siguranță, să zic. Ceva lumini reflectorizante, foarte utile noaptea, iar peste tot în spate, pe bara din spate, în partea asta de jos avem un plastic mat, dar un plastic mat care arată bine. Jos aici, cârligul, vi-l voi arăta imediat, dar îmi place că nu avem nicio țeavă de eșapament, chiar dacă este diesel, nu vezi nicio țeavă de eșapament în spate aici. Zona aceasta arată identic, deci spoiler în partea asta de sus, aleronul arată super, super bine, la fel ca și pe versiunea airline, să spun, cu același negru lucios în zona asta. Aici este lumina de frână, geamuri normale, nu sunt, ia uitați-vă, puteți vedea prin ele, nu sunt geamuri fumurii, sunt geamuri normale și pe lateral și în spate. În partea de sus ai aceeași antenă, iar aici avem aceleași suporți, bare suporți pentru extra portbagaj, într-un negru mat. Tot mat este acest cauciuc care vine în jurul geamurilor și arată destul de bine. Zona asta dintre geamuri arată identic cu versiunile mai scumpe, dar de foarte bună calitate. Și am observat că și ușile, ca și calitate, sună identic. Același Volkswagen scris aici, aceleași animăluțe pe geamuri, tigru și iguană în partea opusă. Deci, ca și calitate, în afară de anumite opțiuni, mi se pare aproape identic. În partea de sus avem aceleași camere și senzori, iar în partea din față, după cum vedeți, în partea centrală, nu mai avem, pe această versiune nu mai vine cu acea bară LED în partea din față, e doar un crom mat care simulează cumva lumina, dar aici avem același plastic, același Volkswagen logo, noul, în spatele lui este radarul, iar aici avem ceva intrare de aer foarte mare, grila foarte mare, iar în partea de jos, tot așa, este o grilă, dar cu ceva pedaluri active care se deschid și se închid în zona asta pentru a lăsa aerul sau opri aerul să intre în zona aia de motor să răcească anumite funcții. Intrări de aer, prize de aer foarte mari, incredibil de mari, care ajută aerodinamica mașinii. După cum v-am spus, am îmbunătățit de la 0.33 la 0.28. Super utile, 6 senzori pe față, tot așa pentru parcare și pentru diferite funcții, și același plastic mat peste tot prin partea asta frontală a mașinii. În mare, cam asta este diferența la exterior. Altă chestie ce îmi place foarte mult la mașină este că au păstrat și au aceste plasticuri în jurul roților și jos sub uși și chiar și în spate. Sunt foarte utile, mai ales când zgârii mașina, mai ales când vin foarte multe pietricele în zona asta, este protejată și nu trebuie să te stresezi să, cu rugina sau să revopsești mașina în viitor. Acestea sunt jantele pe 18 aerodinamice, vedeți, exact ca la mașinile electrice, aproape plate. Sunt foarte, foarte utile, mai ales pentru a îmbunătăți aerodinamica, zgomotul și așa mai departe. Discuri ventilate pe față, discuri normale pe spate, aici este aproape identic. Deci, în mare, cam ăsta este exteriorul. Vreau să... Ia uitați-vă la lumină. Vreau să opresc și motorul pentru o secundă. Fiți atenți! Am oprit motorul.
Opresc și luminile. Vreau să vă arăt ceva. Le opresc de tot. Deci, fiți atenți. În momentul în care porniți motorul, să-l mai las un pic, câteva secunde. Acum. Ia uitați-vă la lumini. Uitați-vă un pic cum se ajustează. Cum se ajustează luminile singure. Foarte tare, nu? Adică, și astea sunt luminile de bază ale mașinii. În interior, voi opri luminile de aici. De aici se ajustează luminile, de aici se opresc și se schimbă diferite funcții. De aici, de la buton. Aici e și o lumină ambientală în interior. Chiar și pe versiunea aceasta avem lumină ambientală și culorile se schimbă. Intrăm în interior. Vizibilitatea și în jurul geamurilor este identică. Aceasta este oglinda din mijloc, foarte, foarte finuță. Mai sus aici ai ceva lumini ambientale, ai și un suport de ochelari foarte util. Îmi place foarte mult că pe versiunea asta avem tot acoperișul alb, calitate foarte bună, la fel ca și pe versiunile mai scumpe. Și faptul că este alb îți dă o impresie de spațiu, e mult mai spațios. Lumina și oglinda, partea asta tot LED. Mânere, foarte bună calitate și la volan, volan încălzit în opțiune, scaune încălzite. Îmi place că cumva l-au tăiat în partea de jos, este flat așa. Și mai îmi place că au adus înapoi butoanele fizice pentru diferite comenzi. De aici se poate ajusta cruise control-ul și funcțiile de autopilot, lane assist și așa mai departe. Vi le voi arăta în test drive, aruncați o privire la test drive. Iar aici se ajustează funcțiile ecranului digital plus... De aici se schimbă melodiile și voice command-ul și iar aici este butonul pentru încălzirea în volan. Ecranul digital extraordinar de bun, din punctul meu de vedere probabil unul dintre cele mai bune în această clasă și nu numai, pentru că de aici se poate ajusta și se poate adăuga foarte multe lucruri, se poate customiza în mai multe feluri. Nu o să intru prea mult în detaliu pentru că am făcut deja asta în celălalt clip cu airline-ul, așa că aruncați o privire acolo, dar este identic, deci se poate customiza în același și în același mod cum se poate customiza și airline-ul, deci foarte tare pe aceeași versiune de bază să vină cu acest, cu această versiune live, de fapt, că nu e chiar de bază, dar să vină cu acest ecran digital. În spatele volanului avem și acest control, de aici se schimbă vitezele. Aici este parcarea, aici se pune în drive, în reverse, foarte simplu, deci nu mai ai nimic în partea asta centrală. Au putut să folosească zona centrală pentru alte spații, cum ar fi acest spațiu extraordinar de util, unde îți poți lăsa telefonul, două telefoane la încărcat wireless, două porturi USB în față, două porturi USB în spate, porturi de 45V, foarte puternice, îți poți încărca și laptopul, ceea ce este super, super ok. Mai sus, gurile de ventilație, de bună calitate. Mai jos avem butonul Start-Stop, controlul de volum. Și nu numai, dacă apeși pe el, poți schimba diferite moduri de a conduce. Vedeți, avem Eco, Comfort, Sport și Individual. Dacă îi swipe, îi dai un swipe, poți să schimbi și culorile. Să zic că ia stați așa, că deja a început muzica. Dacă apeși click, dai swipe, poți să schimbi ambientalul, atmosfera din interiorul mașinii și ce culoare ambientală vrei tu să vezi aici de desubt. Cât de tare e asta, ia uitați-vă. Poți să-ți alegi ce culoare să vezi. Super, super util. Foarte tare, identic, identic ca pe celelalte versiuni. Aici e tot așa două suporturi de pahare care se poate scoate. Iar aici avem mult spațiu de depozitare, un port de 12V. Iar aici avem această cotieră care se ajustează foarte simplu în foarte multe feluri. Torpedoul destul de mare cu un lumină LED, iar aici în partea de sus, în general, aveam acel tiguan cu LED. Toată zona asta foarte frumoasă, dar chiar și așa și fără zona aia, să știți că arată foarte bine și acest negru lucios. Aici avem piele de super bună calitate, piele deasupra, foarte calitativ. Deci nu mă așteptam să fie atât de calitativ în versiunea asta de bază, din punctul meu de vedere, super, super ok. Fiți atenți, faza tare, ce am fost eu surprins prima dată când am văzut mașina. Știți că vine în două versiuni acest ecran, 13 inch și 15 inch. Acesta este de 13 inch și prima dată am fost, băi, e 13 sau e 15? Nu-mi dădeam seama. Dar acum, intrând, știind că este de 13 și am intrat și am văzut cel de 15, vă spun că ăsta de 13 parcă se integrează mai bine aici, parcă ai o vizibilitate mult mai bună cu el. Este foarte mare și acesta și se vede extraordinar de bine.
toate detaliile, deci nici nu cred că ai nevoie de cel de 15, să vă spun sincer, așa că dacă sunteți așa în dubii, să știți că și acesta de 13 este foarte bun și răspunde la fel de rapid la comenzi ca și cel de 15, este foarte, foarte rapid, au îmbunătățit hardware-ul, software-ul, deci este super, super ok față de ce era înainte. Vreau să vă spun că acesta este mult, 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 mult mai răspunzător și foarte bun. Adică nu cred că vrei mai mult de atât, pentru că funcționează excelent. Partea de jos ai sistemul de climatizare și câteva funcții extra. Aici ai butonul de home, iar aici sus poți merge la toate setările. După cum știi, nu o să intru prea mult în detaliu acum, pentru că am făcut deja prezentarea mașinii și prezentarea, să zic așa, sistemul multimedia, așa că nu vreau să mai intru în detaliu. Aici la mașină găsești câteva funcții, cum ar fi auto hold-ul, pentru că l-au mutat din consola centrală, traction control-ul, controlul tracțiunii și sistemele de asistență, plus diferite moduri de a conduce, poți să intri direct de aici și poți să intri la driver profile și ai eco, confort, sport, iar la individual poți să intri în detaliu, pentru că mașina pe care o avem nu are DCC Pro. Vine fără ea, încă chiar și așa poți să ajustezi câteva setări în momentul în care vei conduce mașina. Și vreau să vă spun că am condus noul Passat fără DCC Pro și a fost super ok. Sunt sigur că și acest Tiguan fără DCC este super ok. O să-l conducem și pe el dacă o să avem ocazia în viitor și vă voi da mai multe feedback-uri. Dar da, în mare aici ar mai fi important toate setările de siguranță, de la Lane Assist până la Adaptive Cruise Control. Toate sistemele sunt în zona asta. Foarte, foarte, foarte tare. Deci cred că... parcarea, se va arăta și camera. Camera de reverse este super ok. Nu este cea mai bună, dar vedeți că aveți și liniile alea active. Vă ajută să parcați foarte ușor și arată pe ecran destul de mare, așa că este super folositoare. Cam asta e. Hai să închid și motorul. Vedeți ce frumos grafic. Cam asta e, cam să vă arăt și în spate portbagajul. De fapt, haideți că până ajungem la portbagaj, vreau să vă arăt un pic în interior aici. În spate, aici avem plastic, aici avem tot așa piele, aici avem un speaker, o boxă, iar până și în spațiile astea de la uși este materialul acela moale, deci foarte bună calitate. Doar aici diferă față de versiunea Airline, de exemplu. Aici avem ceva spațiu de depozitare, aceleași scaune din material textil cu puțină piele, super, super calitative. Întotdeauna mi-au plăcut scaunele de la Volkswagen, pentru că știu că au lucrat foarte mult la ele, citisem într-un timp ceva că fac milioane de teste pe scaune. Isofix pentru copii în spate, ai și această cotieră care se extinde cu ceva spații de depozitare. În spatele scaunelor din față tot așa piele, ceva spațiu de depozitare, super, super ok. Iar aici jos avem două porturi USB-C. De aici se controlează și sistemul de climatizare, dar e închis acum, iar aici mai sus ai gurile astea de ventilație. Ca și spațiu în spate, v-am arătat și pe celălalt model, vă arăt și acum repede. Foarte mult spațiu. Deci am uriaș spațiu la picioare, din punctul meu de vedere 1,73 m. Deci nu numai că întind picioarele sub scaun din față, dar și la cap. Deci am foarte, foarte spațioasă mașina, vizibilitate foarte bună, mâner, cârlige, LED-uri sus aici și calitatea acoperișului extraordinar de bună. Deci mie îmi place mașina asta mult de tot. Și uitați-vă încă o dată la bord din direcția asta. Deci arată bine chiar și pe variantele astea de bază din punctul meu de vedere. În portbagaj, portbagaj manual, după cum v-am arătat și în celălalt clip, cam ăsta este, ai un mâner manual. Aici ai triunghiul, iar place foarte mult că are două lumini LED, deci foarte luminos. Este un portbagaj plat, asta se ajustează, dedesubt ai o roată de rezervă pe care o poți scoate dacă n-ai nevoie să spui altceva și asta se ajustează și mai jos, deci ai mult mai mult spațiu, foarte mult spațiu stânga, dreapta, ai cârlige aici, dreapta spațiu de depozitare, cârlige, încă un port de 12V, de aici se lasă jos scaunele, ai și cârlige, iar aici este butonul pentru cârlig, 1100 parcă de euro, opțional acest cârlig care se trage foarte simplu, chiar așa. Deci, ce părere aveți? Eu zic din punctul meu de vedere că la undeva sub 45.000 de euro
nu e rău pentru zilele noastre în 2024, cu toate prețurile astea care, din punctul meu de vedere, cresc în continuu, indiferent că te duci să-ți cumperi mâncare, că te duci să-ți cumperi un televizor, că vrei să-ți cumperi o mașină, indiferent ce vrei să-ți cumperi, am observat că, și nu numai, și chiar dacă vrei să repari ceva, vrei să repari un televizor, un termopan, vrei să schimbi ceva în casă, prețurile și în construcții și peste tot au crescut foarte mult și de asta este o explicație și în industria auto, prețurile au crescut destul de mult și are cumva logică ca toate prețurile să se ducă în sus. Ar trebui ca și noi sau ca și noi ca angajați să câștigăm mai mulți bani. Asta ar trebui, asta e părerea mea, dacă inflația crește, prețurile cresc, toată lumea ar trebui să câștige și mai mult. În fine, asta e altă discuție pentru o altă dată. Sper că v-a plăcut prezentarea, am vrut să vă arăt așa pe repede înainte mașina și cam cea mai ieftină, nu e cea mai ieftină, dar e undeva la 1100-1200 de euro, parcă pe acolo, diferența între varianta base și varianta live. Oricum, intrați pe site-ul Volkswagen și configurați-o, mergeți la cei de la Darius Motors, vă vor ajuta, vă vor configura mașina, puteți face un test drive, vă puteți vedea Darius Motors în Ploiești, vă las linkul în descriere și pe ecran, așa că puteți apela la ei, sunt super drăguți, dați-le un telefon dacă aveți întrebări și întrebați. Sper că a fost util, sper că ați luat câteva informații utile de aici, dacă încă aveți întrebări, vă aștept cu drag, stați aproape, nu pierdeți celelalte clipuri, test drive, prezentarea cu Airline pe care am făcut-o afară. Cred că va fi foarte interesantă. Vă mulțumesc din tot sufletul că vă uitați la clipurile mele. Chiar apreciez. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Stați aproape și ne vedem în următorul clip. La revedere!